Bună seara și bun venit, dragi prieteni, la emisiunea Vieți Schimbate. Am auzit de multe ori mesaje despre mântuire, despre pierzare, cine o să fie în rai, cine nu o să fie acolo, o mulțime de rețete de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, au fost tot felul de încercări de a apăra pe Dumnezeu, de a pune mâna pe cheile raiului, pentru că acest tip de mesaje, sunt uh, niște surse foarte bune de câștig și manipulare. Fie că vorbești în extrema aceasta tiranică religioasă, fie în cea ultraliberală, în care oamenii pot să facă ce vor, pentru că oricum ajung tot acolo. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să vorbim despre oameni mântuiți și pierduți, așa cum găsim în Sfânta Scriptură. Ca principiu general, aș vrea să enunț o observație pe care am găsit-o citind Sfânta Scriptură, faptul că vor fi mai mulți oameni pierduți decât oameni mântuiți. Proporția este foarte, foarte inegală. Deși dorința lui Dumnezeu este una ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la pocăință, cu toate acestea cei mai mulți aleg calea răului. Puțini salvați și mulți Pierduți. Și o să vă dau câteva fleșuri așa, din Sfânta Scriptură, în care este ilustrat acest principiu al rămășiței, a oamenilor care aleg să îl urmeze pe Dumnezeu așa cum spune el, nu așa cum li se pare sau așa cum le spun alții. Pentru că, de-a lungul timpului, au fost formate tot felul de tipare religioase, atât dictatoriale sau tiranice și. Altele ultralibertine sau liberale. Între cele două, putem găsi modelul lui Dumnezeu, în care are niște fixuri ale lui, în ceea ce privește principiile. Și când mă refer la principii, nu mă refer la niște reguli făcute de oameni, ci la niște principii care transcend timpul. În istorie, am găsit câțiva oameni și câteva perioade, câteva generații în care Dumnezeu spune că proporția între cei mântuiți și cei pierduți este una inegală. Vor fi puțini salvați și mulți pierduți. Mergem la zona lui Noe. Sau vorbim despre omul lui Dumnezeu, despre Enoch, care au umblat mulți ani cu Dumnezeu, majoritatea din timpul lui erau pe alte cărări și considerau că se poate și așa. Cu toate acestea, numai pe Enoch l-a răpit Dumnezeu la cer din generația lui. Apoi, dacă mergem la Noe, vedem că Noe reprezintă pe acei oameni care ascultă de Dumnezeu, sunt curați la suflet și rămân oameni slujind unei misiuni întreaga viață, indiferent dacă văd sau nu rezultate imediate. Tentația și ispita foarte mare astăzi este să te duci spre populism și spre zona aceasta de câștig. Să ai cât mai mulți adepți, să fie cât mai mulți oameni care să-ți dea dreptate, să fie lângă tine și pentru asta schimbi discursul, uneori mai flagrant, alteori doar un grad două așa îl dai mai la stânga sau mai la dreapta și atunci ai beneficii maxime, compromiți adevărul și atunci lucrurile vin în favoarea ta aici nu vorbim despre asemenea lucru în cazul lui Noe, pentru că Noe a ales să fie de partea lui Dumnezeu indiferent de consecințe. Noe a ales să îl urmeze pe Dumnezeu pentru că așa este bine, nu pentru că așa face toată lumea. Astăzi în creștinismul nostru ne-am dus spre așa zice lumea și spre așa zice Biserica, în detrimentul lui, așa zice Dumnezeu. Și o să vedeți că, dacă luați bine la purecat dogmele, gândirea bisericească, sistemele bisericești, ele reprezintă, așa zice lumea, așa zice Biserica, în detrimentul a ceea ce spune Dumnezeu. Și atunci. S-ar putea ca atunci când Dumnezeu va suprapune toate aceste grile, să avem parte de o mare surpriză. Pentru că noi am învățat că, așa zice Biserica, egal întotdeauna, așa zice Dumnezeu. Ori lucrurile acestea nu sunt congruente. Sau așa face societatea. Înseamnă că și Dumnezeu este de acord că majoritatea sunt așa, doar nu o să-i piardă Dumnezeu pe atât de mulți oameni. Ei, vedeți că, în scriptură, întâlnim astfel de tipare în care Dumnezeu n-a ținut cont decât de ceea ce spune El. Nu de ceea ce spune societatea, nu de ceea ce se practică, nu de ceea ce fac cei mai mulți. Așa că. Ar trebui să fim foarte atenți la aspectul acesta. Ascultarea directă de Dumnezeu, ascultarea directă de Cuvântul Său, fără să fim atât de dogmatici vis-a-vis -vis sau de supuși vis-a-vis -vis de ceea ce spune societatea sau vis-a-vis -vis de ceea ce impune Biserica. La un alt. Pol, ca să zic așa, sau într-o altă direcție, tot extremă, este acel complex de superioritate al rămășiței. Dacă unii sunt dependenți de ceea ce spune majoritatea, unii se radicalizează în zona aceasta a rămășiței, făcându-se oarecum victime ale unei societăți ostile a unei biserici sau a mai multor biserici care îi persecută, creând tot felul de scenarii în mintea lor și evocând întotdeauna și afișând un complex de superioritate care vine dintr-un purism religios. A, ah, păi stai că noi suntem aia care avem credința dreaptă, noi avem adevărul, noi avem... Acel cuvânt al lui Dumnezeu nealterat și noi îl trăim așa cum cere Dumnezeu. Și în zona aceasta se inventează regulile din ce în ce mai stricte. Păi, dacă vrei să fii mântuit, nu merge, domnule, cum uh, vrei tu. Trebuie să. Faci o mulțime de epurări în viața ta și o mulțime de reguli. Trebuie să le respecti exact ca farisei. Îți numeri pașii, îți numeri dumicații, trebuie să ai grijă. Nu mănânci asta, nu mănânci asta, nu mănânci asta. Trebuie să îți pui cât mai multe restricții de toate felurile, astfel încât să-i fii plăcut lui Dumnezeu. Și zona aceasta a fost atât de mult exploatată de-a lungul istoriei, atât în zona călugăriei sau a isihasmului, cât și în zona aceasta a bisericii care impune în societate o ascultare oarbă, până când oamenii au fost spălați la creier. Și sectele acestea sau rămășițele acestea care își revendică dreptul de a fi cei care păstrează, Credința adevărată sunt o alternativă la libertinismul și la dorința unei societăți din ce în ce mai păcătoase de a sparge toate tiparele tradiționale. Și atunci există aceste două extreme. Aceia care se consideră rămășița păstrătoare a adevărului lui Dumnezeu sunt puțin persecutați, vai de ei, ei au cele mai stricte reguli ca să rămână așa cum zice Dumnezeu și ceilalți care, domnule, dărâmăm tot, nu ne mai interesează absolut nimic, vrem ca să facem un om, dacă se poate, cât mai bizar, cât mai tembel, cât mai atipic, cât mai neconformist, nonconformist, cât mai nealiniat tuturor regulilor. Și atunci totul este ok. Dacă ești cât mai bizar, cât mai atipic, cât mai sărit de pe fix, ești absolut ok pentru societatea postmodernă. A se vedea și Tendințele pe care se duc aprecierile la concursurile internaționale, fie că vorbim de muzică, fie că vorbim de sport, fie că vorbim de alte, alte concursuri care aveau anumită rigoare, anumite reguli, anumite, uh, anumite principii foarte clare, o anumită ținută. Acum nu mai. Acum cu cât ești mai atipic, cu cât ești mai uh, diferit, cu cât ești mai nonconformist, cu cât ești mai sărit de pe fix, cu atât e mai bine. Și se premiază nu prestația ta, ci modul în care te abați de la reguli. Aș dori să închei paranteza aceasta pentru că nu vreau să-i fac prea mare popularitate acestei ideologii care ne-a tâmpit și ne tâmpește de cap și vrea să ne convingă că anormalul este normal. Ba chiar genial. În generația lui Noe, am putut observa că majoritatea se stricaseră, se săriseră de pe fix. Și Dumnezeu nu zice, mai pentru că majoritatea sunt săcăniți la cap și în fiecare zi sunt îndreptați numai spre rău, îmi corectez și eu principiile mele că de doar nu o să nimicesc eu milioane de oameni. Însă, surpriza este că Dumnezeu se uită și zice, îmi pare rău că i-am făcut pe toți ăștia și am să-i nimicesc. Și se mai uită și îl vede pe noi curat la suflet, care avea și el bunele lui și relele lui. Însă noi avea o mare calitate de a fi credincios și consecvent unor principii. Că dacă e să vorbim de slăbiciunile umane, le-a avut și el. Da? Și noi aici aș vrea să punctez. În zona aceasta slăbiciunilor umane am făcut dogme, am făcut atâtea reguli și i-am strâns de gât pe oameni și i-am persecutat considerând că respectarea sau lipsa Acestor defecte umane înseamnă că tu ești un om neprihănit, un om depus în ramă. Și din asta am făcut litera de Evanghelie. Nu, nu bei, ești extraordinar. Nu curvești, ești extraordinar. Nu porți podoabe, wow, ești și mai grozav. A, te îmbraci ca în secolul XV, ești depus în ramă. Stai pe genunchi două ore în fiecare zi, citești Biblia cinci ore. Ești Sfântul Sfinților. Dar nu despre asta este vorba. Ci vorbim despre un om care ascultă mesajul din partea lui Dumnezeu și este consecvent și serios o 100 și ceva de ani, își dedică viața, timp, energie, bani și muncă până duce la sfârșit ceea ce a spus Dumnezeu. Ei despre oamenii ăștia nu prea mai auzim. Despre populiști auzim și vedem. Despre oamenii chițibușari. Atât uh, liberali cât și conservatori auzim și vedem. Dar despre oamenii care să facă un lucru pe termen lung și să facă din viața lor o operă de artă, o realizare, întâlnim din ce în ce mai puțin. Și până la urmă, Dumnezeu se uite la viața ta. Care sunt rezultatele? Uitați-vă la cei care uh, sunt foarte radicaliști. Care este opera vieții lor? La Noe, l-am văzut că a fost foarte credincios lui Dumnezeu, a fost consecvent, a construit o arcă, a salvat viața familiei lui și a păstrat vie credința, a dus-o mai departe, dar lucrul ăsta s-a văzut, a rămas și în istorie. Întrebarea mea este la toți acești radicaliști fanatici sau farisei, ce rămâne în urma lor? În afară de răutate și acuzare și plătirea de polițe pentru cei pe care nu i suportă cu ajutorul sfințeniei polișate. Ce rămâne în urma lor? În afară de faptul că lasă răni adânci și traumatizează generații întregi, nu rămâne absolut nimic. Și aș vrea să vă să vă descurajez să urmați stiparul acesta. Zicea cineva, a oh, frate, decât să fim așa liberali și libertini, mai bine așa mai strict. Nu, e greșit și așa, e greșit și așa. Avantajul la ăștia mai liberali este că sunt un pic mai indiferenți la ceea ce se întâmplă în viețile altora. Însă cei care sunt fanatici și care sunt farisei nu pot dormi de binele sau de răul altora și încearcă să se bage în viața lor să comenteze, să le impună regulile lor astfel încât viața lor să se conformeze potrivit cu gândirea lor. Nu te-ai încadrat, te-au ras. Dar nu despre asta vorbim în viața lui Noe. Noe n-a fost un frustrat religios. Noi n-a fost un habotnic. Noe n-a fost un, un țăcănit din ăsta care uh, n-are altceva în minte decât religie. Nu. Era implicat și... A avut în plan să asculte de Dumnezeu și să predice despre ceea ce a spus Dumnezeu. Dacă e să vorbim mai departe despre alte momente în care vedem această mântuire a celor puțini și pierzare a celor mulți, e momentul Sodoma și Gomora. Acolo, iarăși, întâlnim o, o inegalitate foarte mare. Am zice că familia lui Lot a fost salvată, dar n-a fost salvată. Dacă stăm să ne gândim, când Avram a negociat cu Dumnezeu, Doamne, că vor fi 50, 40, 40, 30, 20, 10, Doamne, măcar 10, măcar familia lui Lot. El cu nevastă sau fetele alea două de acasă, poate că mai avea încă vreo două, trei care erau maritate, nu? 10, măcar, măcar ăștia 10 să fie salvați. Dar Dumnezeu nu i-a găsit nici pe ăștia 10 s-a dus la fetele care erau măritate să le spună să iasă și glomej mă bătrânețe, pierdut mințile cum să plecăm noi de aici, din belșugul ăsta ne facem afacere, aici avem și noi șustele noastre, avem și noi învârtelele noastre, ne spui acum să ieșim că vine Domnul să plouă cu foc hai lasă să ne pace cu poveștile astea am renunțat de mult la ele te duci acasă la lot mai găsești două fete Cum? minți ca mierea. No, nu, 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 sunt cu minți, cu și dulci și uh, așezate și liniștite. Când deja pe oșă, rupeau tot. Da, erau mai stricate ca alea din Sodoma. E, când veneau acasă, erau fetele tati, cu minți, așa, stăteau sfioase, poate mai făceau și de mâncare. Însă erau stricate. Nevasta lui Lot, la fel, era prinsă acolo, în toate activitățile, cu copiii, cu toate celelalte era inima lipită de Sodoma și Gomor. Și atunci, când a trebuit să iasă, îngerii au trebuit să le ia pe sus, pe noi, pe lot, cu, aproape cu forța. Hai, fugi la munt să scapi viața. toți șovăia, tot ezita. Nevasta lui se uită înapoi și se preface într-un stâlp de sare. Și fetele care scapă, Știți ce au făcut, incestul acela, din care au uh, ieșit niște popoare uh, care tot timpul au fost în uh, conflict cu poporul Israel. Așa că, dacă ne gândim, lot era cel care, să zicem, corespundea uh, standardelor lui Dumnezeu, dar dacă mergem după puriștii farisei, nici ăsta nu era. Vă dați seama cum să încapă ăsta care a făcut incest a băut, a băut vin. Păi vă dați seama cât de criță a fost lot în seara aia, că s-a culcat cu fetele lui, cu una din fetele lui într-o seară și în a doua seară zice hai să-i dăm vin lui tata că m-am culcat cu el aseară și după aia să te culci și tu cu el ca să ne rămână vie sămânța în zona aceasta. Cât de beat să fii încât să nu-ți dai seama că te culci cu fata ta nu ar corespunde în uh, toată această panorama sfinților și în toată această expoziție atât de bine polișată încât nu au loc decât aia care n-au niciun păcat, nicio greșeală, nu fac greșel din astea cu beție, cu... nu, 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 absolut deloc. Ei sunt curați lacrimă. Filtrează aerul, filtrează apa, dau la o parte carnea, dau la o parte tot, 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 tot. Și sunt așa cum vrea Dumnezeu, ca în secolul întâi. Este o extremă și asta. Dar nu despre asta vorbim. Lot era pe placul lui Dumnezeu pentru că nu iubea ceea ce făceau oamenii din Sodoma. Lot era pe placul lui Dumnezeu pentru că își chinuia sufletul acolo, văzând nedreptățile care se întâmplă acolo. Lot a rămas om cu inimă și cu drag de Dumnezeu. Dar nu înseamnă că nu avea și el plăcerile lui sau defectele lui. Mergând mai departe la generația din pustie, care a ieșit din Egipt, în Cartea Numerilor. Capitolul 13-14 sunt, sunt prezentate niște evenimente prin care Dumnezeu a vrut să-i ducă în țara Canaanului. A vrut să-i ducă în țara Canaanului după o perioadă relativ scurtă. Erau câteva zile din Egipt până în țara Canaanului. Și Dumnezeu a zis: Vreau să vă dau țara Canaanului. Și ăștia, majoritatea. Apropo de majoritate, au zis, nu domnule, cum să ne ducem noi pe în comparație cu ăștia care sunt în Canaan și uh, ca statură, ca forță, ca putere, ca tehnică militară, noi suntem ca niște lăcuste, cum să ne ducem noi să ne luptăm cu ei, nici vorba de așa ceva. Iosua și Caleb au încercat să-i potolească, să spună, domnule, nu gândiți în felul ăsta, pentru că Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu vrea să ne dea țara Canaanului, Dumnezeu vrea să nimicească popoarele astea nelegiuite. Ce vorbește? Au venit ăia 10 și au zis, păi, într-adevăr, țara asta uh, este bună, curge nea lapte și miere. Un verset. Și după acel dar, urmează toate elementele negative prin care demontează tot ce a zis Iosua și Caleb. Și au convins majoritatea să îi considere atât de eretici pe Iosua și Caleb, încât să ia pietre și să-i omoare. Dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu împotriva acestei majorități retrograde, s-ar fi ales praful de ei. Aș vrea să înțelegeți. Că mulțimea de regulă este tâmpă și a fost tâmpă și este tâmpă, este proastă, iertați-mi expresia, dar asta este. Te prostezi de 30 și ceva de ani să-i tot pe ei, de-a lungul istoriei mulțimea n-a avut opinie, n-a luat o poziție prin care să schimbe ceva decât în momentul în care a fost unul destupat la cap și să-i ducă în direcția, în direcția care trebuie. Și astea au fost cazuri destul de izolate, pentru că de regulă cei care manipulează nu au dorințe atât de ortodoxe. Vin cu idealuri nobile, cu tot felul de sloganuri, cu tot felul de afirmații, cu tot felul de declarații altruiste în beneficiul comunității, dar de fapt sunt interesele lor ascunse în spate. Și astăzi, vedeți, a, facem România, construim, da, construim, de unde atâta? Interesele lor, iar în față sunt puse aceste sloganuri populiste, care dau bine în urechile mulțimii care nu gândește, dar de fapt faci același lucru. Perpetuezi un sistem sau mai multe sisteme disfuncționale sau care vin chiar în defavoarea ta. Dacă vorbim de generația aceea din pustie, a știut atât de bine să tragă în spate pe Iosua și pe Caleb și poporul încât Dumnezeu s-a supărat atât de tare și a zis ok, din toată generația aceasta, doar Iosua și Caleb vor intra în țara Cananului. Aici nu tragem egal între intrat în țara Canaanului și, Canaanului și mântuire, pentru că am mai fost oameni credincioși care n-au intrat în Canaan, dar care au rămas credincioși lui Dumnezeu. Vorbim de Moise, vorbim de Aron, vorbim de alți oameni care l-au iubit pe Dumnezeu, dar Dumnezeu a pus anumite condiții, din anumite cauze. Însă, totuși, comparativ cu câți au ieșit din Egipt și câți au intrat în Canaan, din generația lui Iosua și Caleb, nu credeți că este o discrepanță cam mare? Este ca de la cer la pământ. Dintr-o generație, doar doi? Noi am creat niște sisteme teologice defecte, dragii mei, care n-au nicio treabă cu realitatea. Din dorința de a câștiga adepți, pentru că adepți înseamnă bani, înseamnă putere, am încercat ori să îi strângem cu menghina pe oameni să vină de frică, cu mulțimile, să se încadreze în canoane tâmpe, ori să le dăm un har din ăsta cu apă de roze, în care zică, vai, dar oricine poate să fie mântuit, chiar și diavolul, dacă e până la urmă și face niște rugăciuni și dă niște bani, poate să fie mântuit. În accepțiunea unora, e posibil și lucrul acesta. <coughs> și să știți că nu vă vorbesc din auzite, sau mai bine zis, nu vă vorbesc din invenții, ci chiar am auzit afirmații, Lucifer, de ce să-L nimicească Dumnezeu în biserică? da, la, la dezbateri. Păi, până la urmă, cred că Dumnezeu va găsi o cale să reabiliteze chiar și pe Lucifer. Da. Deci, vorbim de tot felul de deviații teologice. Mulți o să fie mântuiți, mulți o să fie salvați, mulțimile, puhoi, toate astea și atunci asta dă bine, pentru că reduce din pretențiile lui Dumnezeu. Pe de o parte sunt puriștii care te trec prin toate furcile ca și prin toate sitele și pe de altă parte sunt ăștia ultraliberali care zic, a, nu aici o problemă, stai liniștit, vezi de treabă. Însă, de ce n-au intrat ăștia în Canaan? Nu pentru că au mâncat carne. Nu pentru că au purtat bijuterii, că bijuteriile le-au făcut din, din bijuterie, au făcut chivotul. Da? Nu pentru că s-au îmbrăcat sau nu un alt fel. Nu pentru că au respectat niște reguli sau nu le-au respectat niște reguli stricte, ci pentru că inima lor a fost plină de răutate și răzvrătire. Asta era problema. Invidie, bârfă, răutate și critică împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu. Când nu mergea ceva, e de vină Dumnezeu și Moise. Oamenii ăștia erau înfiletați invers. Când era vorba să, să, fie de acord, ei erau gică contra. Când Dumnezeu vroia să-i ducă în Canaan, nu, nu vrem în Canaan. După ce Dumnezeu le-a zis, nu mai intrați în Canaan decât peste 40 de ani, au zis, Doamne, dar cum, nu, o plângem, ne pocăim, acum vrem să intrăm în Canaan. Zici că erau smintiți. Exact pe dos. Și de aia n-au intrat în Canaan. Nu pentru că, și invocăm noi regulile noastre care de care mai caragioase, ci pentru că au încetat să asculte de Dumnezeu, au încetat să aibă viziune, au încetat să, să dorească ceea ce își dorea Dumnezeu și mai mult decât atât au vrut să-i omoare pe cei care aveau viziune și să îi ducă în Canaan. De asta i-a Dumnezeu și i-a lăsat să moară în pustie. Hai să nu inventăm noi reguli pentru care n-au intrat în Canaan. Și apoi să le transpunem în generația modernă și să zicem, uite, dacă faci asta și asta, nu intri în Canaan, nu ceresc. Generația din pustie este iarăși un tipar după care ne putem ghida să învățăm niște lecții că răzvrătirea, împotrivirea, gândirea îngustă, răutatea, bârfirea, și toate aceste apanaje ale unor oameni mediocri care n-au măreție sufletească te vor exclude din Canaanul Ceresc. Generația din timpul lui Iisus Hristos. Dacă e să mergem în timpul generației lui Iisus Hristos, întâlnim mai multe descrieri în Evanghelia după Matei, capitolul 24, în Evanghelia după Luca, da? Și aici vedem iarăși că problema de fond nu este una care ține de niște reguli fariseice, ci este una care ține de structura ta ca om și de așteptările cu privire la viitor, despre direcția în care se îndreaptă viața ta. Dacă e vorba de chiții Ăștia erau ucenicii. Doamne, când se arată semnul venirii tale? Care este? Să știm, să fim pregătiți, să punem mâna pe putere. Observați că și asta se întâmplă la fel. Semne, evenimente, chestii de genul ăsta și sperietori. Acum se întâmplă, acum vine nu știu cine. Dar problema de fond nu era asta. Și chiar le spune Iisus, aveți grijă să nu vă înșele cineva și să vă fure mintea cu tot felul de filozofii și cu tot felul de învățători de genul acesta. Da, vor fi fenomene în natură, în societate, dar problema cea mai mare nu este ceea ce se întâmplă în, interior, în exteriorul tău, ci ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Și Mântuitorul punctează o degradare a societății începând din sufletul oamenilor. Și anume, un neam se va scula împotriva altui neam, adică răutatea oamenilor, violența oamenilor. Apoi, vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. De ce? Pentru că toate neamurile și-au pierdut valorile. Și-au pierdut valorile. Oamenii nu mai au valori. Și caută să-i distrugă pe toți aceia care mai au aceste valori de empatie, de bunătate, de uh, corectitudine, de lipsa minciunii, de dragoste. Și apoi spune că atunci vă vor, uh, mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâi unii pe alții. Observați problema de fond. Că poți să stai tot liniștit, să mănânci numai soia împachetată în vid și să ai cele mai proaste haine de la second hand și să te îmbraci ca în secolul XV, dar să fii de o răutate ieșită din comun. La cealaltă extremă poți să fii foarte stilat, foarte marierat și foarte libertin sau liberal în ceea ce faci și să dai la o parte principiile lui Dumnezeu. Dar aici spune altceva. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâi unii pe alții. O problemă de fond. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți, iarăși mulți vor fi înșelați. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Ce dragoste, despre ce dragoste să vorbim când îl mănânci în dinți pe fratele tău, când bârfești. Când pentru o funcție sau pentru niște nimicuri din astea ești în stare să te pretezi la cele mai mizerabile tertipuri și la cele mai mizerabile acțiuni. Asta arată că tu nu ai o viață în construcție. Și ceea ce te validează este, eu știu, telefonul, mașina pe care o conduci, nevasta pe care o ai lângă tine, um, imperiul pe care ți-l-ai construit sau uh, ceea ce spun alții despre tine. Lucrurile acestea pot fi bune, însă, dacă acestea te validează și îți dau valoare înseamnă că ai mari probleme. Și atunci tot timpul vei alerga în viață să nu pierzi lucrurile acestea pentru că tu îți pierzi existența de a fi. Însă dacă ai valoare în tine, dacă îți concepi viața ca pe o construcție în care tu devii din ce în ce mai valoros pentru slava lui Dumnezeu și pentru slujirea altora, că ai pierdut o funcție sau ai pierdut niște bani sau că ți s-a spart ecranul la telefon sau că ți s-a zgâriat mașina, whatever, ce mai contează? Pentru că tu nu te validezi prin lucrurile acelea, te bucuri de ele, le folosești, dar nu te validezi prin ele. Însă oamenii care se validează prin lucrurile acestea pun în lucru răutatea inimii lor și ce au mai josnic în ei ca să-și păstreze o poziție care apără o imagine mincinoasă despre ei. Din pricina mulțirii fără de legii dragostea celor, celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Societatea se degradează atât de mult încât va trebui să suporți, să rabzi foarte mult. Deci generația din timpul lui Hristos și cu trimitere la generația sfârșitului ne arată că mulți, chiar repetă Domnul Hristos, mulți, mulți, mulți Hristoși mincinoși vor înstrăla pe mulți, mulți vor trăda pe ceilalți și vor da să fie omorâți. Mulți, mulți vor fi pierduți. Generația sfârșitului merge pe niște idei teologice și escatologice false. Iarăși intrăm în zona aceasta populismului, populismul fariseic și populismul liberal. Când se întâmplă ceva mai acid, începem să dăm. Vine Domnul, da, pocăiți-vă, asta, 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 asta. Și nu avem acea liniște constantă, acea direcție care vine din construcția vieții tale cu Dumnezeu, nu din niște heirupuri din astea de pregătire ca electrocardiograma. Acum ai sus, acum mai jos, acum mai sus, acum mai jos și totul este numai pe extreme. Oamenii care își duc credința și viața de credință a la long sunt din ce în ce mai puțini. Sunt tot mai mulți cei care sar. vai, acum se întâmplă, acum, vine, acum, acum. Sau ceilalți, ah, băi, lasă-mă în pace, bă, cu chestiile astea. Vitu să-mi spui mie povești de genul ăsta. A, noi am tot vorbit despre asta, am tot auzit, lasă-ne în pace, că nu vrem să mai auzim despre așa ceva. Și aici cele două extreme. Generația sfârșitului are aceste idei teologice și escatologice false. Însă, inclusiv în Evanghelii, în toată Scriptura, și în cartea apocalipsei ni se prezintă faptul că mai mulți vor fi pierduți decât salvați. Evanghelia după Matei capitolul 25 vine ca o continuare la acest discurs al Domnului Hristos, această prezentare despre vremea sfârșitului și despre ce se urma să se întâmple în timpul generației de atunci în viață cu dărâmarea Ierusalimului. După ce spune mai multe pilde escatologice în capitolul 25, pilda celor 10 fecioare, pilda talanților, judecata viitoare, observați că Dumnezeu nu se leagă atât de mult de elementele astea de care ne legăm noi. Când vin cei care se laudă în fața lui Isus Hristos, predicat de pe munte, da, capitole 5, 6, 7 până la începutul capitolului 8 în care oamenii încep să se laude ăștia au făcut, Doamne, n-am făcut noi minuni n-am scos noi draci în numele Tău n-am făcut noi, n-am mâncat așa n-am, ne-am ferit de toate lucrurile n-am, 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 și ce Mântuitorul, udepote, niciodată cu niciun chip nu v-am cunoscut cum că noi? Nu și vin ăștia la alții care n-au făcut atac caz, bă, că noi suntem așa, noi suntem biserica, noi suntem rămășița, noi, 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 noi. Au tăcut și au făcut. Au văzut o nevoie. Păi, în temniță, are nevoie. Mă duc să duc un pachet acolo. E, are nevoie de apă, are nevoie de hrană, are nevoie de îmbrăcăminte. Nu toată ziua cu Biblia, Domnul pe genunchi, pac, imediat. dă cu rugăciunile de 70 de ori, fă pe rozarii sau nu știu ce învârte pe acolo până ți se sucesc neuronii și devii un spălat la creier. Nu despre asta vorbim. Și aș vrea să înțelegeți că există și oameni care își duc existența în felul acesta, dar care sunt foarte devotați și foarte profunzi. Vorbesc despre acei oameni care nu înțeleg cum funcționează misterul acesta al legăturii cu Dumnezeu. Eficiența în ceea ce faci în viața religioasă, care are impact, schimbă lucrurile în jur. Da? A fost și oameni mistici care, într-adevăr, au clădit în sufletul celor din vremea lor anumite valori, anumite uh, profunzimi teologice. I-au ajutat pe oameni să se raporteze la Dumnezeu, dar unii au luat doar partea exterioară. A, trebuie să faci de-atâtea o rugăciune și dă Tatăl nostru, odată. Tatăl nostru de două ori, de deci cinci, de zece. Păi asta este... Și au fost oameni care, au rezonat cu zona aceasta mistică, dar care au făcut școli, au făcut orfelinate, au slujit societății, în lumea ortodoxă, în lumea catolică, în lumea protestantă. Însă, Dumnezeu nu este interesat de elementul ăsta repetitiv. Am făcut asta, am făcut asta, am bifat, am bifat-o și pe asta și pe cealaltă. Și interesează ca tu să fii aplecat spre slujire. Chiar întreabă oamenii ăștia, doamne, dar când am văzut noi toate astea la tine? Pentru că nu te-am văzut nici în temniță, nici mor de foame, nici mor de sete, nici dezbrăcat. Și Mântuitorul zice, ori de câte ori ați făcut lucrurile astea, celor mai neînsemnă, nu atunci când vin camerele pe tine și hopa, zoom mare, ratingul, uite ce a făcut, uite cum s-a uh, făcut cunoscut în societate, pa și dăi și dăi pe toate canalele de știri, mare binefacere. Nu despre asta vorbim, ci vorbim despre acei oameni nobili la suflet, care preferă să stea în umbră și să facă. Și din aceștia sunt și oameni simpli, sunt și oameni foarte bogați, care investesc în slujire, în lucrarea lui Dumnezeu, bani foarte mulți, dar preferă să nu se știe despre ei prea mult. Au viața lor, sunt liniștiți, sunt mulțumiți cu ei, cu familiile lor și dau foarte mulți bani. Inclusiv programul pe care îl urmăriți acum se datorează unui om cu inimă largă care investește în lucrarea lui Dumnezeu și care este foarte modest, nu vrea să știe prea mult. Și alții care fac mare tamtam, -tam, gălăgie multă și când tragi linie, la sfârșitul vieții, zero. Multă, multă vorbărie, multe lucruri acolo înșirate, dar când te uiți să vezi ce au realizat în viață, n-au realizat absolut nimic. Asta este, până la urmă. De aceea mulți vor fi pierduți pentru că nu au avut acel simț practic. Băi, toată teologia mea, toată religia mea, tot ceea ce am învățat eu despre Dumnezeu, în ce se materializează până la urmă? Și Hristos are un fix. Tot ce ai învățat tu, în materie de religie, biserică, credință, cum a fost de folos societății în care ai trăit? Dacă n-a fost de niciun folos, atunci tot a fost despre tine sfințirea ta, mântuirea ta, cuvântul tău, predica ta, cântatul tău, tu să fii tot timpul în atenție. Știți ceva? Oamenii nu sunt interesați de ceea ce vrei tu și de persoana ta, ci sunt interesați de ceea ce pot să ia de la tine. În ce manieră poți să-i slujești? Și până la urmă, oare nu ne săturăm de noi înșine? să ne vedem numai pe noi, pe toate afișele, să, să, facem tot felul de demersuri, să fim numai noi, 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 noi. Mulți vor fi pierduți pentru că n-au înțeles că religia și credința nu sunt despre ei. Doamne, n-am făcut noi, n-am scos noi, dragi, n-am făcut noi multe minuni, noi, noi, noi. Ce va fi despre ceilalți? Să faci lucrurile într-o manieră atât de naturală încât să zici, Doamne, dar când? Nici nu mai contabilizez, dar nu era normal să fie așa? Nu era logic? Nu era uman? Ce este cel mai important pentru Dumnezeu? Aș vrea să punctez aici câteva lucruri pe final, pentru că aș vrea să nu rămânem în confuzie. Societatea sfârșitului Merge spre dezumanizare și spre o ștergere a valorilor și a elementelor care definesc ființa umană, atât de mult încât ajung să nu mai semene nici măcar cu dobitoacele. În epistola către romani, la capitolul 1, cu versetele 18 și în continuare, Sfântul Apostol Pavel arată care este linia unde Dumnezeu nu va mai putea suporta ființa umană, dacă poate fi numit așa. Și aici, începând la versetul 18, Romani, capitolul 1, se spune așa: Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstirea a lui Dumnezeu. Și împotriva oricărei nelegiri o oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Asta este o chestie de principiu. Să știi că un lucru este adevărat și să-l înăduși în nelegiuirea ta și să spui că de fapt adevărul este minciună și minciuna este adevăr. Este dacă vreți exact sistemul după care funcționează justiția astăzi. Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Pentru unii purecare până la firul de păr, iar pentru alții, dacă se poate, să treacă timpul. Ați auzit de dosare clasate? Păi ce înseamnă asta, dragii mei? Înseamnă că un hoț sau un mincinos sau un criminal poate să fie, după o trecere de timp, absolvit de vină pentru că a trecut timpul. Și plimbă dosarele, un an, doi, trei, cinci, șapte, zece, și după aia se clasează dosarul. Adică hoțul nu mai este hoț, mincinosul nu mai este mincinos. Asta cu crima e discutabilă, depinde la ce ligă joci. Dar se clasează. Cu alte cuvinte, știm noi cum să amânăm termenele în așa manieră încât să ieși nevinovat după un anumit timp. Lucrurile astea merg și mai jos, la nivel de individ care știe ce este bine și în adins face rău, numind binele rău și răul bine. Apoi, spune versetul 24, în continuare, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinste singur trupurile, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul făcătorului, care este binecuvântat în vecea min. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patin scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, tot ce se vehiculează acum. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii după alții. Și și au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, una din marile probleme, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Au ajuns astfel plini de orice fel de nelegiuire. Fiți atenți! Lista de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, adică de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născ născocitori de rele neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Dragii mei, în lista aceasta pe care o pune aici în fața noastră Sfântul Apostol Pavel, prin inspirație de la Dumnezeu, arată cine sunt nemântuiții. Și arată că Dumnezeu nu este atât de indignat de micile greșeli ale oamenilor, nici de anumite alunecări ale lor, pentru care unele biserici fac dosare ca la, ca la tribunal, An, de zile, purtați prin judecăți, prin comitete? Nu. Dumnezeu este interesat de inima ta, de ceea ce ai acolo. Dacă ești un om iubitor, dacă ești un om de cuvânt, dacă ești un om consecvent, dacă ești un om care construiește ceva în viața lui, atunci socotește potrivit să se uite la viața ta. Dacă nu, vei fi din categoria aceea care va veni ziua judecății cu lista de lucruri bifate. Doamne, am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta și Dumnezeu zice, serios? Nu te cunosc. Cât de mulți vor fi dezamăgiți că au fost atât de sfinți și au ajuns pierduți. Cât de mulți vor fi dezamăgiți că au fost atât de liberali și vor fi pierduți. Cât de puțini vor fi aceia cu suflet mare, cu iubire de Dumnezeu și de oameni, care au avut greșeli în viața lor, dar care au realizat ceva cu pasiune, cu dragoste, pentru cauza lui Dumnezeu și pentru binele celor din jurul lor, vor fi cei mai puțini, pentru că cei mai mulți au fost în extreme. Puțini vor fi mântuiți și mulți vor fi pierduți.